Iube și surori din toată inima, zicem slăvit să fie domnul. Am să citesc câteva versete din Scripturile. Cartea evrei, capitolul 11. Versetul 24, câteva versete în jos. Prin credință moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit Fiul fiicei lui faraon ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răspătire. Ne-am adunat în seara aceasta aici în orașul nostru, Chicago, sunt peste 5.000 de credincioși, aproximativ. Și dacă mă uit la fețele dumneavoastră și săptămâna viitoare, când va fi de veche la Betania, cam aceiași oameni. Când a fost la ghețimani aceiași oameni. Dar unde sunt miile ale lor? o singură diferență este între unii și alți. Aveau ochii pironiți spre răsplătit. Frate, în seara aceasta, mie mi este foarte ușor acum, după patru cântări frumoase, în care inima s-a muiat, Duhul s-a lipit de Hristos și e frumos să mergi acum, ca pe asfalt, mă duc. Dar primiteți să recapitulez puțin. Frații au vorbit la început și s-au axat pe mărturiile care Dumnezeu i-a însoțit în viața lor sau în sânul bisericii. Și au vorbit despre minuni la ambasadă. Eu am să vorbesc de o minune tot cu trecere de frontieră, dar în adunare. E diferență puțin, am pus de trei ori înaintea Domnului ca să îmi dea green light să trec frontiera. Și Domnul a spus nu. Am avut prieteni care au spus, băi, lasă-l pe Domnul și hai, eu plec. A, am învârteala, s-a dus, eu prins, o făcut pușcării și a spus, băi, ai avut dreptate. Asta a liniștit. Într-o zi Domnul ne-a spus, drumul e liber. Dar n-aveam nicio învârteală. Cum drumul e? cum să mă duc acum? Știi că trebuie să mă ai un aranjament, măcar cel puțin. Și atunci am căutat, locuiam în Timișoara și a fost ușor să găsesc. Și am găsit cu 10.000, era un frate care era sergent pe frontieră și a spus, domnule, la ora de să ajungeți acolo, eu când vin în patrulă, țin santinela acolo, voi drumul e liber în partea asta la altă. Ne-au foarte ușor. Îl trebuie fratele Codreanu, mă zic, dar totuși mai am un cuvânt din partea Domnului. Zic, domnule, știu eu așa un vas aici, mai aproape de, de banade. Deci și da, du-te la Dud, el locuia, în, era născut în zona aia, du-te la Dud la Sorana. Sorana era o soră bătrână, fratele Șot, o ține minte, de la ei de acolo, iar a o femeie așa mai multă și am să vă spun o întâmplare cu ea. N-avea o autorizație la biserică și după aia revin la ce vreau să vă spun. Și o venit păstorul și a spus, sora Ana, ce să facem? Să mergem la filială, la fratele Ardeus, să ne dea, au făcut hârtii, o primea respins, era greu atunci. Oameni săraci în zonă. <coughs> și s-au rugat Domnului să... ce să facă? Și Domnul a spus, vă dau bani, să mergi la rad. Și fratele o când s a ridicat de pe genunchi, Acum cum să ei bani? Deci stai să ne mai rugăm odată. S-a rugat, deci acum ne trimite la poartă. Ești afară din casă, înșim, și Domnul ne trimite bani la poartă. Să ai de bilet de drum dus întors la Arad și să rezolvi problema. Că nu era ca la noi, accounturi, și bani, nu era acolo. Vindeai ouă, vindeai carne, dădeai lână la stat, puneai, faceai cumva ca să ai ceva bani. Și și la poartă, s uit uitat încolo, încoace, nu vine nimeni. Sorana, cum e descoperirea? Și deci mai așteaptă puțin. Și deodată un roi de albin apare din sat. Și exact la poarta lor acolo, într-un pom, s-au agățat. Și sora spune, adu un coș imediat, aduc și îl strângem, vindem roiul ăsta și ai de drum. Simplu, și așa s-a obținut autorizația la DUD, cu banii de pe albin. Ei, m-a trimis fratele Codreanu acolo, știam de sora, și <coughs> predicam din Evrei, capitolul 11, și că de asta am citit. Și vorbeam despre credință. Eram lângă fratele păstor, era la masă acolo, nu eram bun, eram masă, și predicam. Și când am spus amin, sora s-a ridicat, deși tu și fratele păstor, veniți afară. Poruncitor, așa, n-am întâlnit în timpul serviciului. Și fratele, cântați, o cântat, mergem afară. M-am speriat. Deci mi spus, pe el l-am chemat ca martor, pe pastor. Mi-a spus Domnul, în timp ce tu vorbeai despre credință, tu nu ai credință deloc. Vă, vă dați seama, vorbești despre credință, în biserică și te scoate afară și spune, tu vorbești despre credință, dar tu n-ai credință. Și încep așa, fain, veneam de la Timișoara. Zic, sora Ana, eu da, zic, eu cred în Și ea zice, nu crezi. Deloc nu crezi. Așa răstit. Și a spus, zic, sora Ana, încercam să mă dezvinovățesc, să mă apăr că cred. Și ea îmi spune așa, mi-a spus zi, Domnul că tu vrei să fugi. Și a aranjat cu 10.000, mi-a spus cu cât, și tu vrei să spui că mergi prin credit? Asta nu-i credință, asta nu e pe bani. Plătești și treci. Și o întreb atunci, dar dacă nu dau bani, tot trec? Că pe mine asta mă interesa. Și el zice, da, dar du-te prin credință atunci. Du-te prin credință. Am venit acasă, i-a spus la Gina și Codeanu mă întreabă ce a spus Domnul. Zic, m au prins la colț acolo. Mi-a spus Domnul, uite, exact cu câți bani, dar acum cum, pe unde să trec? Problema era pe la Dunării să trec acolo unde era. Cum să trec? Și Dumnezeu era o serbare la, în Bihor, 30 de ani de când s-a înființat o adunare, nu mai țin minte numele, și am mers cu un autobuz, mulți frați de la Timișoara, am mers la serbarea aia, lângă Bratca. Și pe bas mă întreabă Cornel Mateu, eu un băiat mai tânăr, care acum e la Arizona, soția lui bolnav de cancer, a avut transplant de inimă. Fratele lui, l au pus să mă întrebe. Că o spus, mă, pocăiți să nu fug, era problema, unii predicau împotriva, alții predicau pentru, era așa o, o, problemă atunci. Și îmi spuneți de ce, frate Aurel, e păcat să fugi, să treci frontiera, mă treabă el de lângă mine, cum stătea în bas. Acum ce să-i spun la ăsta, băiatul ăsta? Iar la colț, și spun că e păcat, se spun că... Și ne-a în minte un verset, dacă ești, slob, dacă ești rob și poți să fii slobot, folosește -te. Vedeți, din Biblie poți să ieși ușor. Și îi spun lui, zic asta. Deci, da, tu, mi-a ta, ta, vrei să fugi? Zic, da, da, am, am un loc. Am într-un loc. Zice, deci, auzi, hai cu noi. Noi suntem opt. Voi cât sunteți? 4, 12. Vedeți, cum treacă 12 dată? Dar tu pe unii 30, eu trec pe uscat, la denta. Și m am gândit eu, dar cine-i călăuzi acolo la voi? E băiatul păstorului. Băi, pe mâini bune, m am gândit. E ok. Și cu două săptămâni înainte, m am hotărât la îndemnul lui și îl întreb, eram la ora 10 seara când se înșim din casă să plecăm spre frontieră. Zic, de ce tu ne-ai chemat pe noi? Zic, deci, frate, eu am încredere, dacă tu vii, nu mă prinde nimeni. Auzi, el nu, nu se bizuia pe Domnul, a spus, dacă vine băi, pe el nu-l prinde nimeni și așa trec și eu. Mi s-au muiat picioarele. Doamne, ne-a spus să mă duc prin credință, acum vin și ăștia. Ce mă fac acum? Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu ne-a dat hartă. Am fost la Bratca atunci și Dumnezeu ne-a triat câți eram noi și am rămas numai opt. Eu spus la un frate Duhul Sfânt, nu Ți nu ți-este îngăduit să pleci se vede un pat de suferință și din pricina acelui suflet nu ți este îngăduit să pleci. Tata lui era paralizat, era în pat. Și Dumnezeu a spus, tu nu pleci. Și până în ziua de azi era Timișoara. La un alt frate spune, pe te-am pus în lucrare aici. Unii vrei să pleci? Era de acolo într-o adunare. Și a rămas ne-o triat. Și în final ne-o dat o hartă, era un bătrân, ne-o dat o hartă și a spus, când ieșiți din sat, veți da de sfeclă. Și după sfeclă dați într-un canal și de la canal se vede o casă, e ultima casă din sat sau e gara, nu știu. Dar în stânga e porum și în dreapta e pășune să nu mergeți în porumb, să mergi pe pășune. Și după aia intrați în porumb și după aia veți fi călăuziți de stele. Auzi ce hartă ne dă. Dar noi avem călăuze, era băiatul păstorului cu noi. El știa, era în zonă, știa toate. Ok? Fără spătiv nimic, tot era frig. Și îmi spune, zice, dar după ce veți fi călăuziți de stele, veți da de mire, știi, veți și din porumb. Și atunci se îndreaptă către unul și îi spune, soarta lor va depinde de tine, cât ai numărat până la 10. Se fi cu mare băgare de seamă. Și apoi, zice, îmi spune fratele, când vei ajunge, sunt trimiți și mie o, o carte poștală, o vedere, să văd cum arată casele în America. Asta e harta. Și acum, la ora 10 am ieșit din sat, am dat de sfeclă. Noi mergeam ca și turiști, cu genți de voiaj, că îți vă seama să treci frontiera, cu haine, îi schimb. Și avem și banii, 10.000, care au spus Domnul să nu-i dau, mă duc prin credință. Ok? Și ajung la canal. La canal, mă uit în dreapta, era halta. Acum călăuzul a spus prin porumb, era lună, 13 august, prin porumb. Și mă duc aminte lucrare Domnul să nu intrați în porumb, să mergeți prin miriște. Dar prin miriște te vede de la gare. E lună. Ce să facem acum? Și am făcut un sfat, frățesc. Ce facem? Și hotărârea a fost să mergem pe pășuni. Și el a spus, voi nu știți, acum ne prinde și lucrurile se vor agrava foarte tare. Și a spus, nu mai comanzi tu, mergem după harta care am primit-o de la Domnul. Și să fac povestea aceasta mai scurtă, eu din întâm parte, face parte din viața mea și din viața celor opt, Ok? a pornit pe pășuni. Au venit câinii ciobanilor, au lătrat la noi, am intrat în porum, după la pășuni am intrat în porum, ciobanii au venit la noi și au spus, zice, niște mistreți vorbeau ei, niște mistreți, noi stăteam liniștiți. După aia a rupt-o la fugă, opt, rupeam, așa stăteam cu mâna, să rupem porumbul și alergam. Și acum erai, so, stelele pe cer, luna, nu știam unde-i Sârbia, unde, unde România, România, eram într-un an de porumb imens, nu mai știai nimic. Și zice, frate Băleci, acum ne-am luat după harta prorocului, acum ce face? Vom fi călăuziți după stele. Și ne uitam toți jos, ne uitam la, la stele. Și a căzut un meteorit. Deci în partea aia mergem. Și a mers în partea aia. Și a mai căzut unul, tot în partea aia. Și a mers călăuziți de stele. Și am ajuns la miriște. Și când am ajuns la miriște, ne-am uitat, se vedea deja, era aproape șase dimineața. Soldatul dormea în foișor, <laughs> pușca lângă el, ne-am uitat. Era un canal mare să-l trecem și lunica era rouă, nu puteai să treci. Și ăsta a spus, treci tu primul? Și mergem unul după altul și primul care ajunge, întindem mâna să nu lunicăm, să ne ajungă toți. Și deodată, ăsta care e primul, care a fost descoperirea asta, e grijă, lunică, spune, stai, 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 Ce ai? O Odată cu barba în sârmă de rachete. Când o lunecat. Dacă se rupea sârma, s-ar o rachete și știa exact unde, unde suntem. Și ne-am ajutat unul pe altul, încet și am ieșit. Și acum, în finalul acestei povești a vieții mele, călăuzul care era băiatul păstorului, era un aranjament cu grănicere, intram în porumb, acolo ne aștepta patrulele, el le a spus la sârbi, i-a spus la uh, poliția secretă, uite care era, eu vreau să mă duc înapoi, nu vreau să mă duc nicăieri eu vreau să mă apoi. Primea bani, primea o vacanță la Constanța și pentru fiecare individ primea banii respectivi. El nu era pocăit. Și știți ce, cum ne-a pus la probă? Când ne-au verificat pe toți, ne-au luat pe rând și ne-au verificat. Suntem toți pocăiți, a spus. Toți suntem pentecostali, toți suntem. Bun. Și vine el la ofițerul civil și zice, unul din voi nu e pentecostal. Îmi spune mie și la fâșcu care este în Texas. Deci nu eu. Domnule, toți suntem, vorbea românește, toți suntem pocăiți. Deci nu. Dar știți care era cursa? Când intrai în ofis era Malboro, Kent, Mărășești, Naționale, vin, țuică, uischi, pe masă. Deci servit, servește. Și călăuza a servit. Și spune, ăsta nu-i pocăiți. Auzi ce spune ăla nu-i pocăit. Dar acum s-a pocăit și el. E în Australia și în Australia Dumnezeu a lucrat și în viața lui. Au fost doi care au plecat acolo, v-am spus doar întâmplarea asta. O și a atacat o bancă. N-avea dar o baga mâna în buzunar și au spus, I have gun, money. Și i -a dat bani. O ieșit din bancă și o mers un black și s o pus pe bordură să nu miri bani. O venit l -o lot, și l-a băgat la pușcărie. Și în pușcărie s-a predat Domnului, s-a pocăit și la locul lui. V-am spus asta doar cum Dumnezeu poate lucra. Acum revine câteva că vreau cauza rugăciunii pentru care ne stă în față, să ne rugăm ca ochii noștri să fie îndreptați spre răspătire. Asta este motivația rugăciunii. Trăim într-o lume foarte sclipitoare. Unii te întorci în stânga și în dreapta, nu vei vedea decât reclame care spune, Come on! Bani, gold, coins, case, case de vară, tabere, oriunde dai, oriunde dai. Și totuși se plâng, încă nu-i nu, nu destul. Nu-i destul. Îmi spunea un, un, frate, are patru case închiriate, în una stă el, are și building, și zice, băi, așa de necăjit, n-am închiriat cum a fost aia, că e din asta care sunt și închirez, cum spui. Așa, așa. Și facea bani mulți, sunt unii aici între noi care au

să spună, uite, asta nu mi-a plăcut, ăla au greșit acolo, asta e așa, ok. Și acum mă întreb, în ce parte omul acesta e îndreptată privirea? L-am ales intenționat pe Moise, înconjurat în puf, dacă vrei, cu bani, cu coroane, future, cu caleașcă, cu trăsură, specială care se strige în față, vine prințul, înșcolat toate școlile din Egipt. Auzi, 40 de ani de școală. Și auzi ce spune el, solot după bebisit. Femeia aceasta era mama lui și o povestit când era mic. Când a crescut mare, auzi, când a crescut mare, i-a rămas și privirea lui, auzi, o cara lui Hristos a socotit-o mai de decât toate comorile Egiptului. M-au purtat cântările astea prin credință. Eram aici pe bancă lângă duc, dar mintea mea era dusă departe la slăvele divine ale Lui Dumnezeu, la Sfinții în sărbătoare. Iar am printre îngeri care cântă slavă Lui Dumnezeu. Și acum vin eu, v-am mai spus la dumneavoastră aici odată, nu știu dacă fratele era păstor aici când am vorbit asta și cu aceasta închei și vrem să intrăm la rugăciune. Dumnezeu să ne îndrepte privirile spre comorile veșniciei, spre Hristos. E greu să te dezlepești de lutul asta, E lut cleios. Auzi, vrei să te scapi și nu poți. Atunci vine momeala cea mai. Am întâlnit o doamnă cu nume mare și toți se uitau așa ca la soția președintelui, cum e îmbrăcată, ce costum, ce pălărie, mai ales la british, ce pălărie are prințesa, cum e, ce pene are, ok. Și a venit doamna, toți vorbeam înainte, domnule, cum va fi? Și doamnele care erau acolo, de gală, erau cu ochii pe ea. Și a venit și știți ce a fost surpriza cea mai, care mi-a rămas toată viața? avea în loc de bro, un broșa, ai broșă și aici, ai o broșă aici, la costumaș, ea avea o broșă, doi scăieți. Scăieți. Despre. Vopsiți, foarte plăcut, cu un ac băgat și prins la liverul costumașului. Toți se uitau. Doi scăieți. curiozitatea a făcut așa, să doamnă, de unde i-ați cumpărat? Arată foarte bine. Și arată bine. Da, foarte frumos arată. Dar pentru mine era de unde luat? Și mergeam pe câmp, bătea vântul și rostogoleau scăieți. Și mi-a venit o idee nimeni nu are asta. În inima ei era să, să am ceva ce nu are nimeni. Și am cules doi scăieți purtați de vânt. Să fie întregi, frumoși, i-am vopsit, i-am pus și porc cu mare drag. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Un scăiet am fost și eu. purtat de vânt, cum se spunea, cântarea. Poate mă împingea într-un colț, într-o gaură care nimeni nu o să mă mai vadă niciodată. E o lume tristă, pământul, să știți. Eram ușor, purtat ușor de vânt, nu trebuia să fie furtună. dar pe câmpul lumei acesteia a venit unul. Și s-a uitat pe câmp. Întâmplare? Nu. A venit să caute scăieți. Și-a spus, am să-l pun în pept. Mă vor întreba îngeri, ce e asta? Ăștia vin din vale, unde bate vântul, cum spuneau cântările. În vale, acolo e tristețe, sus, suscăciuni, în țeapă. Nimeni nu dă doi bani. Dar auzi să accepți o cara? Ce iubești o cara? Să te numească pocăitul tu n-ai voie la premiu, tu n-ai voie la școală se fi că tu ești creștin acum și tu nu crezi ca noi. Să sufere o cara lui Hristos. Dar auzi, Moise, 40 de ani la voi, voi credeți că au avut predicatul să-l în credință, să rămână tare cu privirile cum credeți voi că era Moise la oi când ploua afară? Așa o ploaie, păi, 40 de ani de școală, prinț, puteam să fiu într-o caleașcă, altul să-mi țin umbrela. Stau aici. Dar de ce stai, Moise? Peste vreme asta, peste ani acești grei, văd o vreme a răspătirii. Eu nu sunt ca ei. Pe mine m a fiat, nu princesa. Pe mine am o chemare specială. Știți de ce suntem în seara aceasta aici? Că avem o chemare specială. Și în rugăciunea aceasta vreau să rămânem cu privirea țintită spre răsplătire. Oh, a fost greu, a fost, nu știu cum a fost. Și e greu, e drept. Fiecare și are urcușurile lui, coborâșurile lui, dar răsplătirile sunt mari. Haideți să ne ridicăm și vrem să intrăm la rugăciuni. Eu mă voi ruga Domnului, Tu roagă în dreptul Tău și vrem ca rugăciunea aceasta, Doamne, fă cumva privirile mele să nu se abată de la răspătirile Tale. Amen. E frumos, nu vedem acum, dar într-o zi vor veni. Într-o zi vom mâna vom trece odată pustia dincolo și ne vom întâlni cu Dumnezeul care nu se sfârșește. Un foc continuu, o slavă eternă, o glorie care numai El o are și e gata să o împartă și cu tine și cu mine. Și ziua aceea va fi ziua gloriei noastre. Va veni și vremea noastră, spune o cântare. Aici căieți, dar în ziua aia vom fi la petul lui și va fi bucurie de plin. Nu știu cum să-ți spun, seara aceasta e plătită scum. Orele acestea de a petrece împreună în cântare, în rugăciune, nu sunt valori pe pământ să le putem compara, vom vedea în ziua veșniciei. Haideți să intrăm în rugăciune și oricât de necăjit ai fi, Îndreaptă privirile între acolo. Mergi după mirosul parfumului ceresc, din direcția aia de unde vine, despre unde vine lumina lui Dumnezeu și te vei bucura în seara aceasta. Domnul mai are de vindecat, Domnul mai are încă de mântuit, Domnul încă mai are de rezolvat probleme. La câțiva s-au rezolvat, dar mai sunt și alții. De ce să pleci? Hai să ne îndreptăm privirile într-acolo, că Domnul este același ieri, azi și în viață. Intrăm la rugăciune.